Filiala Neamțea Corpului Experților Contabili și Contabili Autorizați Neamț a organizat vineri 27 mai, în colaborare cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, un seminar de specialitate legat de modificările aduse codului fiscal în 2016 și de noutățile în domeniu apărute în practica financiară. La acest seminar, creat în colaborare cu Ministerul Finanței, seminar având ca firmă modificările ale codului fiscal în cursul anului de 2016. Avem onoarea să avem de filometru doamna Toleru Daniela, șef birou asistență contribuabil, și pe doamna Ionescu Cristina, consilier superior asistență contribuabil. Eu am făcut prezentarea, dar cu siguranță recunoaște scuzare că se înscrie de tot atât. Deci, ne-au ajutat foarte multe ori să rezolvăm problemele noastre zilnice. Codul fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, n-a suferit modificări esențiale, dar au intervenit modificări legate de impozitul pe profit și veniturile micro-întreprinderilor. Modificări substanțiale nu au fost aduse vechilor prevederi legale, respectiv legii 571 pe 2003. În schimb, mai sunt o serie de modificări pe care noi vom încerca să vi le aducem la cunoștință și să vi le prezentăm. Noi am considerat mai important prezentarea unor noutăți pe impozitul pe profit, o prezentare a impozitului pe veniturile micro-întreprinderilor și o prezentare referitoare la taxa pe valoare adăugată, deci noutățile sau modificările care au fost aduse prin legea 227. Mai important li se pare specialiștilor dezbaterea concretă a unor probleme apărute în practica fiscală curentă, lămurită de serviciile de specialitate ale ANAF. Voi încerca să vă prezint și o serie de puncte de vedere referitoare la anumite cazuri concrete, puncte de vedere care au fost date de Ministerul de Finanțe prin Direcția de Legislație, Cod Fiscal și Cod Vama. O să începem prezentarea cu noutățile la impozitul pe profil. Colega mea, doamna Ionescu, vă va prezenta câteva dintre noutățile aduse sau ce ne-a sărit nouă noi. Specialiștii cred că practicienii din domeniul contabilității trebuie să fie puși la curent cu toate noutățile legislative din domeniul fiscal apărute anual. În principiu, regulile au rămas aceleași. Trebuie precizat că, în schimb, s-au introdus ca și contribuabil persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România. Deci aceste persoane devin supuse impozitului pe profit în România. S-a introdus o nouă categorie de persoane care sunt scutite de la plata impozitului pe profit, respectiv entitățile transparente fiscal cu personalitate juridică. Și atunci să găsiți la articolul 7 la definiții, punctul 14, definiția entității transparente fiscal, care poate fi cu sau fără personalitate juridică și reprezintă o asociere, asociere în baza contractelor de exploatare în participație, grup de interes economic, societate civilă sau alte entitate care este impozată în mod distinct. Corpul Experților Contabili și Contabili Autorizați este un organism profesional cu personalitate juridică, din care fac parte experții contabili autorizați, precum și societățile comerciale de contabilitate, entitate profesională cu filiale în toate județele României și atribuții strict profesionale. La Neamț, în fiecare an, CECAR organizează întâlniri de instruire a membrilor săi cu specialiști din domeniile cu care profesia de contabil are tangență.